Salut! Astăzi, supraviețuim în Znagov, orașul tuturor posibilităților. Trebuie să ieșim de aici. Nu ne vor vedea țiganii de zăbrăuți. Trebuie să avem grijă la fiecare pas pe care îl facem. Pentru poate cu putere, deci trebuie să avem grijă maximă. În jur niciun țigan de zăbrăuți. E bine. Să venim în spate, să sperim, poate găsim ceva în punul. Nici o activitate din casă. Bă, ce te faci, bă, cine sorinică? Stai deci, hai deci, de fapt, stai deci, mamă, ce române pe mine. Aici, unde țiganii slăștuiesc, o am pe română. Se vede chiar foarte bine. Și nimica, bă. Sunt mai multe curți. Cred că vom sări în asta. Ne trebuie un biche. Se pare că am putut intra înăuntru. Activitate. Un țigan de zăbrăuți sunt pe aici. Trebuie să avem grijă. Să vedem ceva de mâncare. Ei nu trebuie să ne găsească pașii noștri. Mai bine. Mamă, câta bicicleta, bă! Cred că am găsit transportul for life, nigga, for life, stai. Acest mediu ostil ne arată că putem supraviețui. Dar fără țigani, n-ar fi nimic în lumea asta. Știți cum zic? Nimic de mâncare. Decât puțină apă, bă! După ce am băut o găleată de apă, mă, și mai hidratat. Măi! Trebuie să ieșim de aici cumva. Pentru mine cea mai limitare este de a supraviețui aici. Deci trebuie să fugim cât mai putem. De asta, de sărim peste la cuzmă. Și acum trebuie să ajungem. Ce gândit de zăpăuz, să ne pun despre de tot în pula mea. Făcut de smediu. For me. For survive. Se pare că țigâncile de zăbrăuze au plecat. A trebuit să fug de aici. Știți de unde numele de zăbrăuze? Pentru că înainte satul nostru nu se numea Dobrojești. Scrie undeva, tati. Bă, înainte se numea un țigan adevărat de zăbrăuți. Fugi, coaie, fugi! Cred că încă nu m-a dictat. O să mă duc țigan. O să opresc camera pentru a nu avea de suspendat. O să încerc să intru într-un bloc pentru a găsi un adăpost. Cum puteți vedea, țăranii ăștia au ieșit afară. Trebuie să intrăm în urmă. Stați, mă leg. Acum urcăm scările. Pentru a ne găsi una de post. Mai am mult de filmat. Stai cum vreo 30 de secunde, deci vă oblig. Telecom, experiențe împreună.